Educatoarea unei grădinițe din satul Iohannisfeld, județul Timiș, a fost suspendată joi din cauza că jignea copiii, numindu-i ciobani și analfabeți. Inspectorul general al ISJ Timiș, Aura Danielescu, a declarat că educatoarea a fost suspendată după ce în presă a apărut o înregistrare audio cu aceasta în timp ce țipă la copii. Potrivit înregistrării, educatoarea îi numește pe copii ciobani și analfabeți. Ai nebunit? Te-a dus mami la altă casă, iară? Păi și are alt bărbat? Are doi bărbați, mami? Uite-te aici! Mai veniți aici să luați loc pe covor! Doamne, nu știu să merg, la 5 ani nu știu să merg. Haideți aici să luați loc pe covor! Arătați-mi unde trebuie pusă plastelina, că doarme! Ce cauți acolo? Trec acolo în linie! Mama unui copil a înregistrat-o pe educatoare după ce fiul acesteia i-a spus că nu mai vrea să meargă la grădiniță pentru că educatoarea strigă.